Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. La 4 luni după ce a fost eliberat din închisoare, Cristian Borcea intră din nou în vizorul justiției. Procurorii DIICOT au făcut astăzi 42 de percheziții în București, Ilfov, Brăila și Constanța. Iar printre cei bănuiți care face parte dintr-un grup infracțional organizat, se numără și fostul finanțator de la Dinamo. Liderii PSD și ALDE s-au întâlnit astăzi cu ministrul Finanțelor pentru a discuta bugetul pe 2019. Printre temele abordate s-a numărat creșterea de la 1 decembrie a salariului minim pe economie. Fostul ministru Valerian Vreme a fost achitat de magistrații Instanței Supreme în dosarul Microsoft, în care a fost cercetat pentru abuz în serviciu. Decizia nu este însă definitivă. Un deputat PSD cere președintelui și premierului să lămurească problema grupului etnic german. Liviu Pleșoianu vrea să se clarifice dacă dobândirea de către Forumul Democrat German din România a calității de succesor în drepturi al grupului încalcă tratatul de pace de la Paris din 1947. Un urs foarte mare a fost filmat de camerele de supraveghere în curtea unei instituții din Sibiu, în timp ce fugea pe lângă 10 oameni. Ursul a ajuns mai apoi pe autostradă, unde a fost lovit de un tir. Nu a pățit nimic și a fugit spre orașul Săliște. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.